vista și surori, doamnelor și domnilor, vă invit să deschideți cuvântul Domnului împreună cu mine sau să-L urmăriți pe ecran acolo. Ieremia 49, versetele 1 la 2, Amos, capitolul 1, versetele 3 la 5. Cuvântul Domnului spune în felul următor. Despre fiii lui Amon, Iordania, așa zice Domnul, nu are Israel fii? Nu are el moștenitor? De ce moștenește Malcom sau Moloch, dacă vreți, Gadul și poporul său locuiește în cetățile lui? De aceea, iată, vin zile, zice Domnul, când voi face să se audă un strigă de război în Raba sau Aman, în Raba fiilor lui Amon, a Iordaniei, și ea va ajunge o grămadă de ruine și cetățile ei vor fi arse cu foc. Și Israel va avea de moștenire pe cei care l-au moștenit, zice Domnul. Așa zice Domnul, pentru trei fără de lege ale Damascului și pentru patru, nu mă voi întoarce, pentru că au trăierat Galadul cu trăietoarea de fer și voi trimite un foc în casa lui Hazael și va mistui palatele lui Ben-Hadad și voi frânge zăvorul Damascului și voi nimici pe locuitorii din Valea Aven sau Valea Idolilor, și pe cel care ține sceptrul din casa Edenului sau casa desfătărilor, și poporul Siriei va fi dus în captivitate la Chir, zice Domnul. Amen. Iubiți frați și surori, doamnelor și domnilor, la mulți ani, și Domnul Dumnezeului Israel să vă poarte de grijă în noul an 2007, prin Domnul nostru Iisus Hristos. Pentru dumneavoastră, care ați devenit prietenii noștri loiali prin intermediul internetului, CD-urilor, casetelor, DVD-urilor, TV-ului și radioului, Domnul Dumnezeu să vegheze peste casele voastre de la începutul și până la sfârșitul anului. Este o cinste pentru mine, este o cinste care mă smerește să stau în fața dumneavoastră în numele Domnului Iisus Hristos cu o perspectivă profetică și în acest început de an 2007. Înainte de a proceda la prezentarea acestei perspective, aș dori din nou să vă mulțumesc tuturor Bisericii Emanuel, pastorilor, lucrătorilor, fiecărui membru, fiecărei familii, pentru sprijinul dumneavoastră acordat în anul 2006. Vreau să mulțumesc tuturor celor de pe internet care ne urmăresc, ne ascultă și ne încurajează cu cuvintele lor și cu aprecierile lor. În mod particular vreau să mulțumesc lui Gabi Pleș și lui Tinu Măreț, care m-au ajutat cu PowerPoint-ul pe care o să-l urmărim astăzi și de asemenea cu flyer-ul, cu schița pe care dumneavoastră aici în Biserica Emanuel ați primit-o la intrarea în casa de rugăciune. Bineînțeles, inclusiv cu punerea în computer a mesajului. Anul 2006, care s-a încheiat de câteva ore, este deja istorie. A fost un an al incertitudinilor de tot felul. Transformări politice s-au petrecut în toată lumea. De astăzi, Uniunea Europeană, leagănul vechiului Imperiu Roman, a înglobat în granițele ei străvechi ținuturi subjugate de mult, Bulgaria și România.
ajungând ca numărul statelor care formează Uniunea Europeană să fie la 27. Imperiul despre care Sfânta Scriptură spunea că a fost, nu mai este și va fi, potrivit Apocalipsa 17 cu 8 la 18, Daniel 2 cu 40 la 45, Imperiul Roman reînviat capătă contururi tot mai clare. Prin aceasta, vorbindu-mi mie, vorbindu-vă dumneavoastră și vorbind lumii, că în adevăr, chiar dacă nu ne place să auzim termenul acesta, suntem la concluzia istoriei omenirii, așa cum este ea astăzi. Cutremure puternice s-au produs în bisericile evanghelice americane în 2006 și în felul acesta în lumea întreagă, datorită vieții lipsite de veghere a unor lideri mari, cum a fost Ed Haggard din Denver, Colorado. Influența lui în întreaga lume politică și cea religioasă americană și internațională a făcut ca reverberațiile căderii lui morale să se simtă ca un tsunami spiritual pretutindeni. America, Israel, Iran, Irak, Palestina și Libanul au dominat știrile de vârf ale anului 2006. Conservatorismul american, reprezentat de Partidul Republican din Statele Unite, a suferit o înfrângere masivă în alegerile congresionale din noiembrie. Iranul a sfidat civilizația iudeo-creștină la ea acasă, când președintele Mahmoud Ahmadinejad a vorbit la New York în fața adunării generale ONU și a insultat America și pe președintele George W. Bush. Reacția șefilor de stat prezenți la această sesiune ONU a fost una de simpatie cu Ahmadinejad, de aplauze la auzul intențiilor lui criminale, una de impotență politică și intelectuală. Irakul nu a cunoscut altceva decât un carnaj fraticid, chiar dacă profetul Muhammad, în celebra sa ultimă predică, intitulată Predica de pe muntele Arafat, spunea următoarele lucruri și îl citez. O popor islamic, ție ți se interzice să vezi sângele fraților tăi sau să vă furați unii pe alții, sau să luați avantajul unii asupra altora, ori să vă furați femeile și soțiile de la alți musulmani, am încheiat citatul. Este legea islamică pe care eu calc în picioare. Se vede limpede, frați și surori, doamnelor și domnilor, că islamismul, în forma lui fascistă, fanatică, este gol de orice virtute. Acesta nu-l poate face pe om, om cu adevărat. Islamismul fascist este doar o platformă pentru terorism, pentru disrespect față de Dumnezeu, față de tot ce înseamnă civilizație și față de viața legăturii de legătură cu Dumnezeu. Cu o afirmare publică de felul acesta, cum auziți pe mine, sunt sigur că nu face casă comună cu corectitudinea politică a timpului. Însă lucrul acesta pe mine mă interesează prea puțin. Face casă bună cu adevărul. În forma lui fanatică, islamismul, așa cum este lăudat în anumite cercuri politice, nu este o religie a păcii, ci una a terorii, a brutalității, împotriva semenilor și a lui Dumnezeu, este o religie inspirată demonic. Războiul dintre Israel și Liban, sponsorat cu siguranță de Iran prin partida religioasă numită Hezbollah și de organizația teroristă palestiniană Hamas, a durat 34 de zile. Însă, ați observat cu toții, Israel nu a mai avut strălucirea războaielor de dinainte, pentru că lumea arabă, și în special cea teroristă islamică, și-a schimbat stilul de luptă.
coaliția lor se pregătește în altă direcție, acum, după cum vom vedea, potrivit psalmului 83. Războaiele de până acum au fost războaie clasice, convenționale, armată împotrivă armată. Însă cel din anul care s-a încheiat a fost unul al armatei israeliene împotriva gherilelor teroriste islamice. Și astfel mândria invincibilității lui Israel a fost înfrântă, umilită. America, aliatul cel mai apropiat al lui Israel, a fost pus în același cântar cu evreii, iar forțele teroriste islamice din Iran, Liban, Siria, Palestina și Irak s-au încurajat unele pe celelalte pentru atacuri surprize de aici încolo împotriva lui Israel și împotriva Statelor Unite, oriunde s-ar găsi reprezentanți ai acestora. Președintele Iranului, Mahmoud Ahmadinejad, care a convocat o conferință la 12 decembrie 2006 în Teheran, o conferință internațională despre determinarea adevărului despre Israel și despre holocaustul hitlerist, a declarat și a citit probabil în presă sau ați văzut la știri, de acum încolo, deci citez, de acum încolo, zilele lui Israel sunt numărate, am încheiat citat. Lideri de dimensiunea morală a lui Ahmadinejad, ca șef ai Ku Klux Klanului american, șef ai organizațiilor teroriste comuniste internaționale, au avut reprezentanții lor la această conferință, care nu își găsește deloc locul în civilizația secolului 21. Aștept, și probabil că așteptați și dumneavoastră, să văd o reacție din partea Națiunilor Unite. Însă, Națiunile Unite, știți foarte bine, se grăbesc să condamne America și să condamne Israelul pentru orice, dar sunt oarbe de-a dreptul în ce privește Orientul Mijlociu. Astăzi, de fapt, astă noapte la ora 12, Kofi Annan, fostul secretar general ONU, a fost înlocuit cu un nou secretar general, cred că a fost cel mai ineficace și mai inept lider internațional pe care ONU l-a avut până acum. Când Hitler s-a ridicat la putere în anul 1933 și și-a prezentat platforma politică numită Soluția Finală, care prevedea distrugerea evreilor, poporile lumii n-au luat nicio măsură, n-au făcut nicio reacție. Târziu, deci din 33 până în 40, n-au făcut nicio reacție. În 1940, când poporile lumii și-au dat seama unde se află, și-au văzut că Hitler pune în aplicație Soluția Finală, poporile lumii s-au organizat, cel de-al doilea război mondial, au reacționat, au pus capăt dictaturii hitleriste, însă cu ce preț? Din 60 de milioane de oameni care au murit în timpul cel de-al doilea război mondial, 6 milioane au fost evrei în cuptoarele holocaustului hitlerist. Ceea ce vreau să vă spun și ceea ce am observat că spun specialiști în politică și specialiști în studii profetice, frașestror, doamnelor și domnilor, este aceasta. Dacă la declarațiile președintelui Iranului Ahmadinejad, poporile lumii nu se grăbesc să facă nicio reacție și să ia nicio măsură, la Hitler au murit 60 de milioane, la Ahmadinejad vor muri 600 de milioane. De ce? Pentru că acest om dispune de armă nucleară și posibilitatea de ucidere în masă este mai mare. Slogane arabo-islamice antisemite ca următoarele. Evreii n-au nicio legătură cu Ierusalimul. N-au avut legătură niciodată. Sau evreii n-au trăit, n-au locuit niciodată în vechiul Israel. Sau nu a fost niciodată un templu evreiesc în Ierusalim. Sau templul n-a fost construit în Ierusalim. Dacă tot a fost cândva vreun templu, a fost în Nablus. Acestea nu mai sunt lozinci, frășesturilor, doamnelor și domnilor, ci este material religios politic predat în școlile elementare
în liceele și în facultățile islamice. Însă, din nou, ONU nu aude și nu vede, pentru că nu poate auzi și nu poate vedea ce se întâmplă în Orientul Mijlociu. În virtutea acestor evenimente care s-au petrecut în anul 2006, această întrebare se ridică. Cât suntem de aproape de culminarea profetică a evenimentelor privind zilele din urmă? Trăim noi cu adevărat în atmosfera celor zile? În anul 2006, la 13 februarie, deci un an în urmă, 11 luni în urmă, autorul evreu mesianic Joel Rosenberg, este un best-selling autor aici în Statele Unite și vă recomand să citiți cărțile lui, mai ales tinerii care cunoașteți bine limba engleză, câteva din cărțile lui care sunt pe piață, best-selling books, The Last Days, The Ezekiel Option, The Last Jihad și The Copper Scroll. Deci, Joel Rosenberg, la 13 februarie 2006, pregătind o nouă carte pe care a publicat-o în iulie 2006 și care se numește Epicenter, a comisionat celebra firmă de polling sau de sondaj public, McLaughlin & Associates, să conducă pentru el un sondaj special care să fie folosit pentru cartea sa și a făcut sondaj pe 1000 de persoane din Statele Unite, din toate colțurile Americii, la care le-a adresat două întrebări și probabil că, nu știu, cred că o să avem pe ecran întrebările și sondajul. Prima întrebare. Dacă americanii cred că nașterea statului evreu în 1948 și reîntoarcerea din exil a milioane de evrei după secole de exil reprezintă o împlinire a profețiilor biblice? Câteva răspunsuri. Răspuns din punct de vedere religios. 70% dintre evanghelici cred că Israel este o profeție, 12% nu cred. 59% dintre protestanți cred, 16% nu cred. 52% dintre catolici cred, 24% nu cred. 56% dintre evrei americani cred, 22% nu cred. Răspuns din punct de vedere ideologic. 44% dintre liberalii democrați cred, 21% nu cred că Israel este o profeție. 47% dintre democrații clasici cred, 24% nu cred. 61% dintre republicani liberali cred, 29% nu cred. 71% dintre republicani conservatori cred, 19% nu cred. Răspuns din punct de vedere etnic. Ia uitați-vă din punct de vedere etnic. 60% dintre africani americani cred că Israel este o profeție și trăim în vremurile din urmă. 17% nu cred. 52% dintre albi cred. 22% nu. 46% dintre hispanici cred. 41% nu. 29% dintre asiatici cred. 29% nu. 42% nu știu ce să creadă. Răspuns din punct de vedere al genului. Uitați-vă, 54% dintre femei cred, sunt mai preocupate femeile de profeții, 18% nu cred, 28% nu știu. Bărbații, 49% dintre bărbați cred, 27% nu, 24% nu știu, pentru că nici ziarul nu-l citesc. Cea de-a doua întrebare. Cea de-a doua întrebare a fost următoarea. Credeți că în lumina evenimentelor care, nașterea statului evreu, război și instabilitate în Orientul Mijlociu, cu tremure recente, tsunami în Asia, suntem în ceea ce Biblia numește zilele din urmă? Răspuns din punct de vedere al genului. 50% dintre femei cred, 37% nu, 13% nu știu. 34% dintre bărbați cred, 52% nu cred, 14% nu știu, nu cred, cred că vor să-și cumpere trabant. Răspund din punct de vedere religios. 58% dintre evanghelici care se uită la evenimentele din urmă, cum a fost pusă întrebarea, cred, 30% nu.
50% dintre protestanți cred. 35% nu. 38% dintre catolici cred. 52% nu. Și interesant, 31% dintre evrei americani cred, dar 56% nu cred. De ce? Pentru că Mântuitorul Iisus Hristos a spus acest lucru. Când se va reîntoarce Israel în țara lui și va fi din nou popor, la reîntoarcere el se va reîntoarce în necredință. Deci, răspunsul reflectă acest adevăr. Răspuns din punct de vedere ideologic. 30% dintre democrații liberali cred, 57% nu. 39% dintre democrați în general cred, 47% nu. 48% dintre republicani cred, 39% nu cred. 51% dintre republicani conservatori cred, 39% nu pot să creadă. Și în final răspuns din punct de vedere etnic. Ia uitați-vă etnic. 75% dintre africani americani cred că suntem în vremurile din urmă, uitându-se la evenimentele care se întâmplă. 16% nu. 39% dintre albi cred, 47% nu. 33% dintre hispanici cred, 56% nu. 14% dintre asiatici cred, 86% nu cred. Iată o varietate de vedere asupra evenimentelor biblice profetice contemporane în generația noastră. Desigur, nimeni, frați și surori, doamnelor și domnilor, nici acest păstor, nu știm și nu putem să stabilim cu autoritate vremea sfârșitului, ziua sfârșitului, ziua când vine Domnul. Însă, uitându-ne la lucrurile care se întâmplă în jurul nostru, și eu, și cititorii Sfintelor Scripturi, credem că trăim în vremurile din urmă. Și credem că acestea sunt vremurile din urmă. Biserica trebuie să fie pregătită și să înțeleagă aceste vremuri și ne vom uita la ele pentru anul 2007 și pentru viitorul imediat apropiat din trei perspective. Prima perspectivă este coaliția antiudaică din Psalmul 83. Coaliția antiudaică din Psalmul 83. Cum afirmam deja în introducerea acestui studiu profetic, lumea arabă islamică este încurajată de războiul, sau mai degrabă de rezultatul războiului dintre Israel și Liban din timpul verii anului care s-a scurs, 2006. Imediat după încetarea ostilităților, liderul Hezbollahului libanez și de asemenea președintele sirian Bashar al-Assad s-au întrecut în a face afirmații înjositoare la adresa Israelului și a Statelor Unite. După afirmația celor doi lideri islamici, Israel și America pot să fie învinși, iar hegemonia islamică poate fi instaurată imediat în Orientul Mijlociu și apoi în lumea întreagă. Deci acesta este planul. Eu cred, frați și surori, doamnelor și domnilor, că această ideologie a lor este parte din momeala pe care Domnul o lasă în mintea lor, pentru că așa spune Duhul Domnului prin Apostolul Pavel, fiindcă au refuzat să creadă adevărul Dumnezeu, i-a lăsat pradă minții lor blestemate, ca să creadă o minciună. Și eu cred că, convingându-se unul pe altul că vor putea o cuceri Israelul și America, aceasta este momeala pe care Domnul o lasă în mintea lor, ca să creadă o minciună și să împlinească cuvântul Domnului. Și anume este un cuvânt care vorbește despre o coaliție arabă anti-Israel și este prezentată de Duhul Sfânt această coaliție prin profetul Asaf în Psalmul 83, versetele 1 la 12. Ia auziți cuvântul Domnului, îl aveți și în notele dumneavoastră. Dumnezeule, nu tăcea. Nu tăcea și nu te odihni, Dumnezeule. Căci iată că vrăjmașii tăi se frământă și cei ce te urăsc înalță capul. Fac planuri pline de vicleșug împotriva poporului tău și se sfătuiesc împotriva celor ocrotiți de tine. Ia auziți-le limbajul. Veniți, zic ei, să-i nimicim din mijlocul neamurilor pe evrei, ca să nu se mai pomenească numele lui Israel. Se strâng toți cu o inimă, fac un legământ împotriva ta, cortul lui Edom și Ismaeliții, Moabul și Hagareniții, Gebal, Amon, Amalek, filistenii cu locuitorii Tirului, Asiria sau Siria de astăzi, se unește și ea cu ei și își împrumută brațul ei copiilor lui Lot. Fă-le ca lui Madian, ca lui Sisera, ca lui Iabin la pârâul Chison, care au fost nimiciți la Endor
și au ajuns un gunoi pentru îngrășarea pământului. Căpetenilor lor fălecalului Oreb și Zeeb și tuturor domnilor lor ca lui Zebah și Țalmona. Căci ei zic, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Care este preocuparea cea mai mare la ora actuală? Ierusalim. Ierusalimul să fie făcută capitală palestiniană și să fie transformat complet într-un oraș islamic. Frați și surori, doamnelor și domnilor, vă rog să notați ce vă spun din cuvântul Domnului. Se prea poate ca în anul acesta, deci încurajați de rezultatul conflictului dintre Liban și Israel, unde Israel nu a strălucit. De ce? Pentru că n-a mai fost un război clasic, armată împotriva armată, ci un război în care armata a fost împotriva gherilelor fasciste islamice. De ce Israel a rămas umilit, înfrânt? Se prea poate ca în anul acesta să ne trezim cu un conflict armat anti-Israel în care Edomul sau Iordania, ismaeliții, egiptenii, arabi descendenți din Avram și Hagar, hagareniții sau mercenari arabi din toate țările arabe și descendenți din Hagar după plecarea de la Avram, amaleciții sau descendenți edomiți, conform Geneza 36:11, care azi locuiesc în sudul Iordaniei, amoriții sau descendenții din Lot, care se află în capitala Iordaniei, Aman, Gebal și Tir sau locuitorii Libanului, palestinienii despre care nu mai este necesar să vă spun cine sunt, pentru că ei cunoașteți, să se unească. Deci această coaliție să se producă poate chiar în anul acesta sau într-un viitor foarte, foarte apropiat. De ce? Pentru că s-au încurajat să creadă că Israel poate fi îngenunchiat și Ierusalimul poate fi transformat în capitală palestiniană, într-un oraș islamic. Observați în Psalmul 83 că fiii lui Lot, Amon și Moab, au preponderență și posibil inițiativă de a nimici pe Israel odată și pentru totdeauna. Psalmul 83, versetele 6 la 8. Asaf afirmă că Siria își împrumută brațul ei fiilor lui Lot. Uitați-vă în Psalmul 83 cu 8. Acest fapt s-ar putea să explice formatul populației Iordaniei. Noi astăzi știți foarte bine, sau probabil nu știți, însă trebuie să cunoaștem acest mare adevăr. Iordania are o populație în care 70% din 5 milioane cât are Iordania aproximativ, 70% din populație este palestiniană. De aceea, regele Abdullah al II-lea stă pe jar în Iordania. Pentru că acolo se poate produce o răzmeriță foarte, foarte repede ca să facă casă comună cu palestinienii de peste Iordan. Potrivit generalului irachian George Sada, singurul general creștin de pe timpul lui Saddam Hussein, toate armele de distrugere în masă ale Irakului au fost ascunse în Siria în toamna anului 2002, înaintea intervenției coaliției pregătite de Statele Unite în 2003. În aprilie 2004, serviciile de securitate iordaniană au capturat câteva camioane care transportau 20 de tone de explozive și armamente chimice aduse din Siria și destinate să fie detonate în capitala Aman a Iordaniei, pentru a-l omorâ pe regele Abdullah al II-lea și pentru a anihila guvernul Iordaniei. Dacă acest complot reușea, criminalul care a condus această acțiune și care acum este și el la rândul lui mort, Abu Masab al-Zarqawi, ar fi reușit să ucidă, după estimările specialiștilor, 80.000 de oameni într-o singură oră și să incapaciteze alți 160.000 într-un timp foarte scurt după această detonare. Această coaliție, care vorbește Psalmul 83, frați și surori, doamnelor și domnilor, în ceea ce spune Sfânta Scriptură și eu cred, va fi primul din trei războaie care se vor produce în Orientul Mijlociu înainte de sfârșitul tuturor lucrurilor. Primul din trei războaie. Această coaliție despre care vorbește Psalmul 23 este primul război. Dacă acest război se va produce în acest an, în 2007 sau mai târziu, rămâne de văzut, însă pregătirea pentru el este foarte, foarte aproape. Cert este că Iordania, deși a semnat un tratat de pace cu Israelul, nu respectă acest tratat. Rezultatul este acela că Israel va nemici cu desăvârșire Amanul.
sau Raba fiilor lui Amon, cum spune Ieremia 49, să citim din nou pasajul. Asupra copiilor lui Amon sau Aman, Iordania, așa vorbește Domnul. Ascultați cât de limpede vorbește. N-are Israel fii și n-are moștenitori? Atunci pentru ce stăpânește Moloch Galadul și locuiește poporul lui în cetățile lui Iuda? Raba sau Amanul, copilul lui Amon a Iordaniei, va ajunge un morman de dărâmături și satele ei vor fi arse de foc. Și ascultați concluzia? Atunci Israel va izgoni pe cei ce-l izgoniseră, zice Domnul. Ieremia 49:1-3. Teritoriile acestea de la vest de Iordan au fost ale lui Israel și sunt astăzi încorporate în ceea ce se numește regatul Iordaniei. Eu cred că acest cuvânt biblic este foarte clar și foarte evident pentru această generație. După ceea ce este scris în Psalmul 83, sunt 8 națiuni care visează constant anihilarea lui Israel. Egiptul, Iordania, Arabia Saudită, Siria, Libanul, posibil Irakul și, bineînțeles, Palestina. Profetul Amos are același scenariu profetic în primele sale două capitole. Este foarte posibil, deci, ca un război în Orientul Mijlociu să fie inițiat chiar în anul acesta de către Iordania, de ce? La sfatul Siriei, pentru nimicirea lui Israel. Și Siria poate să convingă pe regele Iordaniei să spună, dacă vrei să ai pace acolo, să nu se răscoale palestinienii, ridică-te împotriva lui Israel și noi te sprijinim din spate. Rezultatul războiului trebuie să nu fie altul decât nimicirea cu desăvârșire a Amanului și cu nimicirea cu desăvârșire a regatului Hașemit al Iordaniei. Israel va reintra în felul acesta din nou în posesia teritoriilor avute sub Iosua după cucerirea Canaanului. Uitați-vă la acest amănunt, pentru ca să înțelegeți ceea ce vă spun din cuvântul Domnului. Este posibil ca absența Iordaniei și Siriei din coaliția ruso-iraniană, numită războiul lui Gog, dacă vă uitați acolo cine merge cu rusul și cu iranienii împotriva lui Israel, Siria și Iordania lipsește. Și Siria este dușmanul cel mai de temut și mai înverșunat al lui Israel. De ce lipsește? De ce? Pentru că nu mai există. Pentru că nu mai există. A fost nimicit, a fost anihilat. Deci, în al doilea rând, să ne uităm la Damasc, Siria și Israel. Damasc, Siria și Israel. Următorul război în Orientul Mijlociu, al doilea, este cel dintre Siria și Israel. Precipitarea evenimentelor din Orientul Mijlociu conduc spre un astfel de scenariu, frați și surori. Profeții Isaia, Ieremia și Amos dau atenție acestui eveniment al vremii sfârșitului istoriei omenirii așa cum o cunoaștem noi astăzi. Pentru a susține afirmațiile pe care le fac în fața dumneavoastră, și nu uitați că ele merg în toată lumea, suntem urmăriți în direct pe internet, să citim din cuvântul Domnului, pe profeții Domnului. Isaia 17:1-3. Prorocie împotriva Damascului. Iată, Damascul nu va mai fi o cetate, ci va ajunge un morman de dărâmături. Cetățile aroierului sunt părăsite, sunt date spre pășune turmelor care se culcă nestingherite acolo. S-a isprăvit cu cetățuia lui Efraim și s-a sfârșit cu împărăția Damascului. Dar rămășița Siriei va fi ca slava copiilor lui Israel, zice Domnul oștirilor. În ziua aceea, cetățile lui întărite vor fi ca dărâmăturile din pădure și de pe vârful muntelui, părăsite odinioară înaintea copiilor lui Israel. Va fi o pustie. Ieremia, pe de altă parte, spune următorul lucru în capitolul 49, versetele 23-27. Asupra Damascului. Hamatul și Arpadul sunt roșii de rușine, căci au auzit o veste rea și tremură. Frica lor este ca o mare înfuriată care nu se poate potoli. Damascul este topit, este vorba despre un atac nuclear. Se întoarce să fugă și îl ia groaza, pentru că nu poate. Îl apucă neliniștea și durerile ca pe o femeie în durerile nașterii. Ah, cum nu este cruțată cetatea slăvită, cetatea bucuriei mele!
De aceea tinerii ei vor cădea pe ulițe și toți bărbații ei de război vor pieri în ziua aceea, zice Domnul oștirilor. Amos, 1:3-5. Așa vorbește Domnul. Pentru 3 nelegiuiri ale Damascului, ba pentru 4, nu-mi schimb hotărârea pentru că au treierat Galaadul cu treierătoarea de fier, înseamnă că s-au purtat brutal, așa cum fac teroriștii islamici. De aceea voi trimite foc în casa lui Hazael, care va mistui palatele lui Ben-Hadad. Voi sfărâma zăvoarele Damascului și voi nimici cu desăvârșire pe locuitorii din Bicat-Aven, împreună cu, fiți atenți la expresia aceasta pentru că voi veni asupra ei, voi nimici împreună cu cel ce ține toiagul de cârbuire, este în ebraic este cu cel ce, voi nimici pe cel ce ține sceptrul. Și așa ați avut în textul original la început. Și poporul Siriei va fi dus în robie. Urmăriți următoarele aspecte. Profetul Isaia, în pasajul său, învederează distrugerea Damascului. La fel și în capitolele 10:23-25. În acest pasaj din capitolul 10, Libanul este inclus în planul Domnului. De ce? Pentru că Libanul, la ora actuală, nu este altceva decât o marionetă în mâna Siriei. Și Libanul, de asemenea, va fi nimicit pentru că teritoriile promise lui Avram se duc până în nordul Libanului. Dacă vă uitați în Geneza 15 cu versetele 18, Geneza 17 cu 8, Exod 23 cu 31. Scenariul profetei care se pregătește este următorul. Fiți atenți! Mâniată de distrugerea coaliției arabe conduse de Iordania, dar suportată de Damasc, conform psalmului 83, este ceea ce specialiștii văd și ceea ce eu văd în Biblie, Siria și Libanul, care este astăzi numai deci o marionetă în mâna Siriei, plus elemente teroriste din Irak și Iran, se vor încuraja să atace din nou Israelul într-un război decisiv. Rezultatul va fi unul dezastruos pentru Siria. Profetul Isaia ne spune că puterea Siriei și a Damascului va fi nimicită, Isaia 17:2-3. Fiți atenți apoi. Iar profetul Amos ne spune că puterea liderului Siriei va fi distruse. Uitați cum spune profetul Amos. Și voi frânge pe cel care ține sceptrul. Dați-mi voie să fac următorul comentariu. Nu se putea o profeție mai clară ca și cea pe care o face Amos dacă înțelegem profețiile. Voi nimici pe cel ce ține sceptrul. Frați și surori, doamnelor și domnilor, Siria nu este un regat ca să aibă sceptru. Siria este o republică militară, cu o anumită formă democratică, în care puterea se alege democrat, nu se moștenește din tată în fiu. Vă observați cum prezintă Amos realitatea din Siria? Voi nimici pe cel ce ține, nu ia lui, ține cu dinții. Bashar al-Assad este fiul lui Hafez al-Assad, nu? Într-o republică unde trebuiau să aibă alegeri democratice și să aleagă un președinte, tata a dat sceptrul la fiu, dar nu există sceptru în republică. Sceptrul este în regat. Însă profetul Amos este atât de limpede și atât de clar și îl spune, în mânia mea îl voi nimici pe cel ce ține de sceptru, ține sceptru. De ce? Pentru că Siria, prin președintele ei, sunt, cum am spus, și nu o să știți de la știri, nu trebuie să auziți din altă parte, dușmanul cel mai înverșunat împotriva lui Israel. Apoi, în profețiile acestea, în care Siria, cel de-al doilea război din Orientul Mijlociu, se va ridica împotriva lui Israel, profetul Isaia face cu referire, s-a dus cetățuia lui Efraim, Isaia 17:3. Ce însemnează aceasta? Sunt 3 explicații cu privire la aceasta, pentru că pe cercetătorii Sfintelor Scripturi îi frământă lucrul acesta. Prima, s-ar putea să înțelegem că Israel va folosi un atac nuclear împotriva Siriei, un atac de autoapărare și în urma acestui atac nuclear, numit în doctrina militară israeliană opțiunea Samson, știți că Samson a zis să mor împreună cu filistenii. Deci a acceptat să moară împreună cu filistenii și Israel are în armata ei o doctrină specială, spune, în cazul în care suntem înconjurați și nu mai există ușă de ieșire pentru noi, decât să fim măcelăriți de către vrăjmașii noștri, folosim opțiunea Samson. Opțiunea Samson este folosirea armei nucleare. Pierd și ei, pierim și noi, dar nu pierim de mâna lor.
Și atunci se crede că este un atac nuclear în care marginea atacului, deși este asupra Damascului, care va fi un morman de cenușă, efectele vor fi și asupra lui Israel. Vă rog să puneți acolo harta. Vă rog să puneți harta și să încercați să mă ajutați cu harta. Observați unde este Israelul. Și partea aceea, deasupra, mai sus, în partea aceea, au fost ținuturile lui Efraim, unde este lumina laserului, a fost și până la West Bank. Țineți înapoi pe West Bank. Acesta, culoarea aceea este West Bank, care este ocupată de palestinieni astăzi. Și în acea explozie nucleară, când spune s-a dus cu cetățeanul lui Efraim, este posibil ca efectele exploziei nucleare asupra Damascului să vină până asupra lui Efraim. Este prima explicație. Și este destul de plauzibil. A doua explicație este că cetățuia lui Efraim poate să fie tot Damascul, de fapt, pentru că de multe ori Israel s-a rezemat pe ajutorul bunoară și pe prietenia Siriei, așa cum altă dată s-a rezemat pe prietenia Egiptului, care, conform Ezechiel 29:6, a fost și este și astăzi, chiar dacă are tratat de pace cu Israelul, doar o proptea de trestie frântă. Pentru că Egiptul nu este sincer în acest tratat de pace. Și atunci ar fi vorba tot de Damasc și este o repetiție ca să se arate cum va cădea Damascul. Pe de altă parte, însă, eu cred cea de-a treia explicație, care este următoarea. Vă rog să arătați din nou cu laserul, West Bank-ul. Deci, porțiunea aceasta este ocupată de palestinieni, frașesurilor, doamnelor și domnilor, inclusiv noastre care sunteți pe internet, vedeți lucrul acesta acum. Este ocupată de palestinieni. Spun specialiștii și palestinienii recunosc, nu ascund lucrul acesta. Toată porțiunea aceasta care a fost ocupată de Efraim este un ținut de labirinturi și de tuneluri la ora actuală, pline de armament de tot felul, adus din Rusia, care să poată să fie folosit la un moment dat împotriva lui Israel. Eu cred că un atac împotriva Damascului, pentru că Siria nu se va liniști, un atac împotriva Damascului va face ca explozia folosită împotriva Siriei să afecteze acest ținut, cetățuia lui Efraim, și toate labirinturile acelea pline de armament palestinian să explodeze și toată zona aceasta să fie o explozie cum nu s-a mai întâmplat poate în istorie. Și de aceea ținutul acela care este atât de bine pus la punct și revenit în autonomia lui de palestinieni să dispară odată pentru totdeauna și Israel să poată să intre în posesia tuturor teritoriilor pe care le-a avut sub Iosua și promise prin cuvântul Domnului. Mulțumesc! În cazul unei confruntări armate cu Siria, deci nici palestinienii nu vor scăpa și ei vor fi înimiciți în mare parte. Lucrul acesta, frați și surori, doamnelor și domnilor, va supăra știți pe cine? Deci primul război, prima coaliție, Psalmul 83 n-a reușit împotriva lui Israel. A doua coaliție a Siriei n-a reușit împotriva lui Israel. Și uitați-vă la următorul scenariu. E posibil să înceapă anul acesta, este posibil un viitor foarte apropiat. Deci nu vrem să fim dogmatici cu timpul, dar vrem să fim dogmatici cu realitatea evenimentelor. Așa? Neputând să nimicească pe Israel, vor fi doi care se vor supăra. Rusia și Iran. Potrivit postului de televiziune Fox News, de asemenea postul de televiziune CNN, datorită emigrării masive de populație din fostele republici ale Uniunii Sovietice, republici din Asia Centrală, republici islamice, care sunt Kazakhstanul, Uzbekistanul, Kirghistanul, Turkmenistanul și Tajikistanul, deci potrivit CNN-ului și Fox News, făcută în decembrie, la 2 decembrie, până în anul 2030, populația Rusiei, care numără la ora actuală 170 de milioane de oameni, populația Rusiei să fie 50-50, 50% creștini și 50% islamici, datorită migrării masive de elemente islamice din aceste republici și datorită familiilor mari pe care le au, pentru că în Europa, știți, este criză de populație, creștinii nu mai au copii, pentru că nu este bine să ai copii în noua doctrină a unor creștini. Și atunci se mulțește populația islamică.
Oricum Rusia și-a pierdut hegemonia în lume, știe că și-o poate câștiga dacă va câștiga simpatia popoarelor islamice, care sunt atât de înveșunate împotriva Americii, care deține hegemonia numărul 1, nu? Și împotriva lui Israel. De aceea, frați și surori, doamnelor și domnilor, pentru că Siria nu va putea să nimicească pe Israel, poporile se vor tulbura. Știți cine se va tulbura? Organizația Națiunilor Unite. Unul va face gălăgie. Pentru că aici întotdeauna unul face gălăgie. Uitați ce spune profetul Isaia. Ah, vuie de multe popoare, vuiesc ca vuietul mărilor și torent de popoare nevălesc ca tălazurile apelor mari. Poporile mugesc ca mugetul apelor multe, dar el, fiind Domnul, le va mostra și vor fugi departe și vor fi alungate ca pleava de pe munți înaintea vântului. Către seară, iată, tulburare. Înainte de a se face dimineață, ele nu mai sunt. Aceasta este partea celor care se grăbesc să ne prădeze, sortul celor care vor să ne jefuiască, spune Domnul despre Israel, Isaia 17, 12 la 14. Și atunci, la instigarea Rusiei, și o să vedeți de ce, va fi ultimul, cel de-al treilea război în Orientul Mijlociu și acesta, frați și surori, Doamne și Domnule, este războiul care declanșează sfârșitul sfârșitului. Care declanșează sfârșitul sfârșitului. Este războiul lui Gog. Nu-i neam cu mine, știți foarte bine. Rusia, Iranul și Israel. Este cel de-a treia parte a studiului nostru profetic. Succesiunea rapidă cu care se vor desfășura evenimentele acestor zile din urmă este profetică. Îndelunga răbdare lui Dumnezeu cu necredința oamenilor a ajuns la limită. Spre deosebire de lumea de afară, de Fox News, spre deosebire de CNN, spre deosebire de presă, de mass media, de informație, de mijloace de informare în masă, frați și surori, doamnelor și domnilor, unde se vorbește despre sfârșitul lumii. Aș vrea să știe toată lumea foarte bine. Biserica nu crede în sfârșitul lumii, Biblia nu vorbește despre sfârșitul lumii, acest păstor nu crede în sfârșitul lumii și nu vorbim despre sfârșitul lumii. Dar Biblia vorbește despre sfârșitul istoriei omenirii în forma în care este ea și începutul unei noi istorii, a unei noi pagini în istoria omenirii, o pagină în care cel ce va controla și coordona toate evenimentele va fi Iisus Hristos. Lumea va continua, să știți că lumea nu se sfârșește, dar istoria ei, anti-Dumnezeu, așa cum este astăzi, ea se va încheia. Supărați de nereușita coaliției arabo-islamice împotriva lui Israel, primul război din Orientul Mijlociu, Psalmul 83. Supărați pe intervenția Siria, doilea război. Rusia și Iranul vor cere Națiunilor Unite, de aia spune Isaia, au o vuie de popoare, zarvă mare, și vor zice, așa cum președintele Bush al Statelor Unite în 1991, după invazia de către Saddam Hussein a Kuveitului, a cerut formarea unei coaliții care să curățească Kuveitul de irachieni și să curgă petrolul mai departe către lumea civilizată, cerem o coaliție ca să punem la punct pe Israel. Această coaliție se va numi Războiul lui Gog, este în Ezechiel 38 și 39. Iranul abia așteaptă lucrul acesta, de aceea președintele Iranului spunea în decembrie, 11-13 decembrie, zilele lui Israel sunt numărate. Lumea a făcut reacție, cum am spus, la ceea ce a afirmat președintele Ahmadinejad. Inclusiv America, Anglia, Germania au făcut doar o reacție politică și au spus, el vorbește pentru că urăște pe Israel. Așa se va întâmpla și când se va duce literalmente împotriva lui Israel. Vedeți, în Ezechiel spune, ai venit să iei pradă, asta este reacția, Ezechiel 38:13. Ce va determina Rusia, Iranul și Turcia, plus hoardele de țări care se vor alătura lor, ca să meargă împotriva lui Israel și în felul acesta să se declanșeze sfârșitul sfârșitului?
Ce va determina? Primul rând trebuie să spunem că nu știm cu certitudine ce va determina lucrul acesta. Deci trebuie, este prima afirmație pe care trebuie să o facem și care este cea mai biblică, cea mai corectă. Nu știm cu certitudine. Sunt însă câteva elemente în paginile Sfintele Scripturi pe care am să le enumer în fața dumneavoastră, le aveți și în pamfletul pe care l-ați primit, în notele pe care le-ați primit și pe care le voi comenta pe scurt fără să vă obosesc. Primul. Prezența divină în singurul loc de pe pământ al lui Dumnezeu. Frați și surori, doamnelor și domnilor, repeți ce vă spuneam la multe studii profetice. Situația din Orientul Mijlociu nu este o situație politică. Nu este datorită crizei economice și a petrolului. Acestea sunt doar secundare. Problema în Orientul Mijlociu, care face problemă mondială, este o problemă spirituală. Este o problemă spirituală. Și dacă vă uitați în cuvântul Domnului, Deuteronom 12, 5 la 6, Deuteronom 12, 11 la 14, 1 împărați 8 cu 13, Psalmul 132, versetele 13 la 14, Dumnezeu a ales un singur loc pe pământ unde să-și pună numele. Așa a avut El în suveranitatea Lui. Nu i-a dictat nimeni să facă lucrul acesta, pentru că El are dreptul să facă ce vrea în cer și pe pământ. Și locul pe care l-a ales este Ierusalimul și locul special este muntele Moria, unde a fost templul lui Solomon. A venit islamismul 670 de ani mai târziu și Mahomed, se spune în mitologia islamică, ar fi zburat la cer de acolo, măcar că, trebuie să fac această precizare, nu sunt un anti-islamist, nu sunt un anti-arab, să nu cad nimeni cu acesta, dar trebuie să vă spun ce scrie în Coran. Trebuie citit Coranul. În Coran nu se pomenește niciodată numele lui Israel, numele lui Ierusalimul. Niciodată. Deci dacă Ierusalimul ar fi parte din civilizația islamică, s-ar vorbi despre lucrul acesta. Mecca și Medina, da. Ierusalimul niciodată. Însă este în crezul islamic că dacă a ocupat odată un teritoriu, teritoriul acela de drept devine islamist, pentru că așa a promis profetul Muhammed. Ei, câtă vreme locul acesta, frașe, surori, domnilor și domnilor, este evreu, Mohamed este mincinos. Și Coranul este o minciună. Și un miliard de oameni cred o minciună. Ca să nu mai fie minciună, sunt două lucruri care trebuie făcute. Psalmul 83. Haideți să nimicim pe Israel să nu mai fie o națiune și versetul 11, să punem mâna pe locuințele lui Dumnezeu. Și atunci sunt ale noastre. Nu se va întâmpla niciodată lucrul acesta. Nu se va întâmpla niciodată lucrul acesta. De aceea, motivul numărul unu pentru războiul lui Gog împotriva lui Israel este faptul că ei vor să pună mâna pe locuințele lui Dumnezeu și Rusia își împrumută brațul Iranului și lumii islamice pentru că dorește hegemonie în lume, hegemonie pe care a pierdut-o. 2. Dorința Rusiei și Iranului de a controla destinele lumii. Dacă vă uitați în profetul Ezechiel, spune în versetul 12, capitolul 38, mă voi duce să iau pradă și să mă dedau la jaf, spune Rusia, să pun mâna pe poporul acesta strâns din mijlocul neamurilor și care locuiește în mijlocul pământului. Israel este centrul pământului. Ați auzit această expresie și n-ați știut de ce. Profetul Ezechiel ne spune în 38:12 că Israel este centrul pământului. Din punct de vedere militar, strategic, Israel este în punctul în care se pot controla perfect trei continente. Europa, Asia și Africa. O Rusia știe lucrul acesta, Iranul știe lucrul acesta. Dacă pun mâna pe centrul pământului, atunci toată lumea trebuie să cadă în genunchi în fața lor. Și fiind netemător de Dumnezeu, nu? Poți să taie capul la televiziune și să spună că acesta este martiraj islamic, fascist, așa? Făcând, punând mâna pe locuințele acestea, pot să facă, ar vrea să facă ce vrea cu toată populația lumii, să o islamizeze și să măcelărească populația lumii. Este dorința Rusiei și a Iranului să facă lucrul acesta. Nu se va împlini pentru că și Rusia și Iranul vor fi nimiciți cu desăvârșire în acest al treilea război în Orientul Mijlociu, care declanșează necazul cel mare. 3. Planurile expansioniste ale Rusiei și Iranului. Biblia afirmă că Rusia caută să controleze energia lumii.
De ce? Ați văzut acolo, spune că ai venit să iai pradă? Ai venit să iai pradă? Aș vrea să vă spun câteva date pe care Joel Rosenberg le-a prezentat în cartea sa Epicenter. Rusia, frașii și surori, doamnelor și domnilor, a investit $1 miliard, deci în ultimii, noi suntem acum în 1 ianuarie 2007, și ce vă spun acum este vorba despre ultimii 3 ani. Rusia a investit $1 miliard în industria nucleară iraniană. A echipat armata iraniană cu dotări în altă valoare de $1 miliard. Și a investit în industria petrolului iranian din sudul Iranului $40 miliarde. În 3 ani de zile. Imaginați-vă că, virgulă, cârligul deja este în fălcile lui Gog. Pierzi $50 miliarde, nu-i simplu. Au cârligul deja acolo ca să vină împotriva lui Israel. Lor li s-a alăturat China, care a investit în petrolul iranian, în dezvoltarea unor noi zăcăminte de petrol, se estimează că sunt până la 300 de miliarde de barili de petrol în sudul Iranului, descoperit noi, în ultimii 2 ani făcut. China a și investit acolo $70 miliarde în ultimii 2 ani de zile, India $40 miliarde. Ia uitați-vă cum puterile răsăritului se pregătesc ca să vină să treacă Eufratul și să ajungă împotriva lui Israel pentru ceea ce se numește în final Armagedon, dar care nu este războiul lui Gog. Datorită faptului că au făcut asemenea investiții, uitați ce spune Ezechiel în 38:10-11. În ziua aceea îți vor veni lucruri în minte rusului și vei gândi un plan rău, să te sui împotriva țării fără ziduri, la cei ce stau liniștiți și care locuiesc în siguranță. Ezechiel 38:10-11. Foarte mulți comentatori comentează cum stă Israel în siguranță. Dacă în primele 2 războaie, coaliția arabo-islamistă din Psalmul 83 și apoi războiul Siriei împotriva lui Israel n-au putut să-l nimicească pe Israel, după aceste 2 înfrângeri împotriva acestor coaliții, Israel este liniștit și este fără ziduri, pentru că el și-a întins granițele dincolo de ținuturile pe care le are acum. Și datorită acestui fapt, el stă liniștit. Pentru că uitați-vă în punctul numărul 4, în versetul 8 al capitolului 38 din Ezechiel, spune: după multe zile vei fi cercetat. La sfârșitul anilor vei intra în țara care este tocmai scăpată de sabie. Deci tocmai a terminat un război. Și a crezut că a scăpat de toate lucrurile. Dar n-a scăpat. Planul lui Gog și al Iranului este imediat după războiul cu coaliția arabică din Psalmul 83 și cu războiul Damascului 5. Este posibil că în anul acesta, frașesturor, și ascultați, urmăriți știrile, este posibil că în anul acesta Israel să comunice lumii descoperirea a mari zăcăminte de petrol și gaz natural pe teritoriul său. În Deuteronom 32:24, când Moise a binecuvântat pe Israel, a făcut următoarea afirmație: binecuvântat să fie Asher între copiii lui Israel, plăcut să fie fraților lui și să-și moaie picioarele în un de lemn, în ulei, scrie în ebraică. Și uleiul, când vorbește, nu este vorba de ulei de făcut plăcinte, ci este vorba de petrol, frate și surori. Și este vorba de picior în ulei, nu mâna în ulei, nu? Să scade piciorul în ulei. Ceea ce vreau să vă spun este, am citit un articol de la Knessetul israelian. Knessetul israelian a investit $350 milioane anul trecut, 2006, ca să se facă investiții în anul cercetării în anul 2007 în ținuturile pe care le-a avut Asher odinioară și să se vadă dacă într-adevăr profeția lui Moise este reală, să vadă dacă este petrol. Eu cred că vor descoperi cele mai mari zăcăminte de petrol din lume. De ce? Când rusul vine aici cu iranianul, tocmai aceasta este întrebarea: ai venit să iai pradă? Este interesat în energie, să pună mâna pe energia lumii, pentru că atunci controlezi economia mondială și poți să faci ce vrei în lume. Israel va avea petrol, va avea gaze naturale și bineînțeles că America și cu aliații ei
vor beneficia și de aceea balanța economică se va schimba dinspre lumea islamică spre cea iudeo-creștină și lucrul acesta va deranja foarte mult Iranul și Rusia. 7. Este un alt scop în declanșarea războiului Gog. Rusia și-a pierdut hegemonia în lume. Potrivit postului de televiziune Fox News, cum am spus, migrarea masivă de oameni din Asia Centrală spre Rusia face tot mai posibil ca rușii să devină jumătate islami, jumătate creștini și în felul acesta să meargă împotriva lui Israel. Dar uitați-vă, frați și surori, doamnă și domnule, la un lucru drăguț, simplu, în Biblie, pe care aș dori să-l reobservați și să-l recunoașteți. Vorbesc deja de o oră, mai aveți răbdare 15 minute. Uitați-vă la următorul lucru. David și Amos prezintă atât de simplu și atât de frumos mersul istoriei finale a lui Israel. Popoarele lumii, ele au embleme. Emblema Angliei este leul, emblema Rusiei este ursul. Și de aceea, când vorbești despre Rusia, vedeți că este prezentată ursul polar. Când este vorba de Anglia, vorbești de leul englez. Când este vorba de America, vorbești de vulturul american. Este simbolul lor. Și în Biblie, simbolele acestea se respectă. Se respectă. Uitați care este istoria modernă a statului evreu. Când David s-a prezentat în fața lui Saul și a zis, mă voi bate cu Goliat, David face următoarea afirmație. Fiți atenți. Domnul care m-a izbăvit din gura leului este Anglia. Când s-a format statul evreu în 1948, cine stăpânea Orientul Mijlociu? Cine avea dominion prin ONU asupra Palestinei? Anglia. Cine s-a opus formării statului evreu în vremea aceea? Anglia. Anglia. Citiți în istorie. Fiți atenți. Domnul care m-a izbăvit din gura leului a Angliei, la formarea statului evreu, și din laba ursului, Rusiei, la războiul Gog, mă va izbăvi și din mâna acestui filistean sau anticrist, care este foarte posibil să fie de origine islamică, după cum am să vă prezint în alt studiu. Profetul Amos însă merge altfel și spune, ia uitați-vă la profet, deci am citit din 1 Samuel 17 cu 37. Amos în 5 cu 19 spune următorul lucru. Voi, israeliții, veți fi ca un om care fuge dinaintea unui leu, Anglia, pe care îl întâlnește un urs, Rusia, și care când ajunge acasă, jează-mă mâna de zid și îl mușcă un șarpe, anticrist, diavol, Amos 5 cu 19. Deci, lucrurile se precipită exact așa cum au fost spuse, în termeni simpli, dar în termeni profetici. 8. Dacă în adevăr Togarma, casa Togarmei care merge cu Gog și cu Iranul și cu Etiopia și cu Somalia și cu Libia și cu Germania, ați auzit bine, Germania li se va alătura lor și parte din blocul de răsărit al Europei, dacă casa Togarmei este reprezentată de Turcia, și eu cred că este reprezentată de Turcia, și Turcia li se va alătura foarte curând rușilor și Iranului. Să vă spun de ce. Astăzi, România și Bulgaria au fost acceptate în Uniunea Europeană. De 30 de ani de zile, frașestor, doamnelor și domnilor, Turcia se zbate să intre în Uniunea Europeană. Știți lucrul acesta. Însă Europa se teme, pentru că dacă intră Turcia, 80 de milioane de islamiști, de musulmani, intră dintr-o dată în Europa. Franța mai are 6 milioane, Germania mai are 5 milioane, Anglia mai are vreo 6 milioane și deja intră în panică. Intră în panică. Și de aceea Turcia este amânată mereu și cred că Turcia va fi amânată din nou să intre în Uniunea Europeană. Această amânare a Turciei să intre în Uniunea Europeană va fi interpretată de guvernul și de populația Turciei drept o insultă la adresa puteriei naționale. Și de aceea, la următoarele alegeri care vor avea loc în Turcia, urmăriți acest adevăr, se vor produce schimbări masive. În loc de un guvern democratic, vor alege un partid islamic.
un islamic, care imediat își va întoarce privirea spre Iran și spre Rusia, pentru că de acolo vor găsi înțelegere și noi suntem la un pas de a se alătura acestei coaliții a lui Gog împotriva lui Israel. Anul acesta, întâi trebuie să înceapă coaliția arabă din psalmul 83, apoi războiul Siriei, Damascului, după cum spune Sfânta Scriptură, apoi războiul lui Gog. Războiul lui Gog nu este Armagedonul, ci războiul lui Gog, frașii și surori, este declanșarea necazului celui mare. Suntem aproape de evenimente? Suntem foarte aproape de evenimente. Ne înfrică lucrurile acestea? Pe mine nu mă înfrică, din potrivă. Când cunosc lucrurile acestea, pe mine mă bucură, știu cât de aproape sunt și știu ce trebuie să fac. De aceea, concluzia noastră trebuie să fie următoarea. Scena profetică a lumii este gata pentru evenimentele din urmă, care pot să înceapă în maniera lor panoramică, dacă vreți, în anul acesta cu un război pe care Iordania, palestinien 70%, îl va iniția cu alte 8 state arabe împotriva lui Israel. Și nu vor reuși, Amanul va deveni un morman de cenușă. Este posibil în anul acesta, este posibil într-un viitor foarte, foarte, foarte apropiat. Apoi, Siria, care i-a împins din spate, a zis, n-ați făcut voi, ordine am să facem noi. Și Damascul va fi nimicit. Rusia și Iranul se vor încuraja atunci și Biblia spune că vor fi nimicite. Ce este de făcut? Potrivit Efeseni 6:10-18, uitați ce trebuie noi să facem. Ca să putem să stăm în picioare în aceste zile din urmă, frașii și surori, doamnelor și domnilor, ne trebuie următoarele lucruri. Primul, tărie în Domnul. Efeseni 6:10. Cunoaștere spirituală. 6:12. Armură spirituală. 6:13. Briul adevărului. 6:14a. Platoșa dreptății. 6:14b. Încălțămintea Evangheliei, 6:15. Scutul credinței, 6:16. Coiful mântuirii, 6:17a. Sabia Duhului sau cuvântul Bibliei, Efeseni 6:17b. Rugăciunea prin Duhul Sfânt, ea nu este interzis să te rogi chiar în altă limbă în biserică, cum spun unii neînțelegând ce spune în cuvântul Domnului, rugăciune prin Duhul Sfânt, Efeseni 6:18. Constanță în credință, Efeseni 6:13. Însă foarte mulți, când aud lucrurile acestea, se poartă sceptic. Eu vă încurajez să nu le priviți ca pe un capriciu al meu, la început de an, ci să le priviți ca pe cuvântul lui Dumnezeu, pe care Dumnezeu ne-l trimite prin omul lui Dumnezeu. Aș vrea să conclud citindu-vă ceva foarte drăguț, ca să vedeți cum lumea se poartă și se comportă în fața lucrurilor lui Dumnezeu. Vreau să se puneți la inimă ceea ce vă citesc acum și nici unul dintre noi să nu se trezească că gândește în felul acesta despre vremurile profetice. Și repet, vremurile profetice nu să sperie pe nimeni, ci vremurile profetice și cunoașterea lor este să încurajeze biserica ca să fie mai dăruită Domnului. Și aici am să vă citesc, cu care conclud, un pamflet, dacă vreți, imaginar, intitulat, care, pentru timpurile noastre, Dacă Noe trăia în America. Dacă Noe trăia în America. Domnul a vorbit lui Noe și i-a zis, peste un an voi aduce ploaie pe pământ, apele îl vor acoperi și toate făpturile vii de pe el vor pieri. Vreau două perechi din fiecare rasă de animale care sunt pe pământ. De aceea îți poruncesc să construiești o corabie. La o clipeală din ochi, Dumnezeu i-a dat lui Noe toate specificațiile despre corabie. Cu frică și cu tremur, Noe a luat planurile și s-a angajat să construiască corabia. Ține minte, i-a zis Domnul, tu trebuie să termini corabia într-un an. Și de asemenea, în același timp să aduci toate animalele de care ți-am vorbit în corabie. Exact un an mai târziu,
Nori amenințători au acoperit pământul și mările și oceanele s-au înfuriat. Domnul a văzut de sus pe Noe, care ședea la poarta ogradei lui și plângea. Noe! A tunat Dumnezeu de sus. Unde-i corabia? Doamne, te rog să mă ierți. A strigat Noe printre sughițuri. Eu am încercat ce s-a putut mai bine, dar am întâmpinat mari probleme. A trebuit să-mi scot un permis de construcție al corabiei. Dar planurile pe care mi le-ai dat tu nu corespundeau cu cele de la conducerea orașului. A trebuit să angajez o firmă de arhitectură să-mi facă alte planuri. Apoi a trebuit să mă hărțuiesc cu cei de la Departamentul pentru Siguranța Navigației. Dacă trebuie să includă în proiect instalații de plutire în caz de avaria corabiei, precum și instalații automate de stingere a incendiilor în caz de foc. Vecinii mei m-au reclamat că nu am voie să construiesc o corabie în zonă rezidențială. Așa că a trebuit să umblu din nou pe la oraș ca să-mi dea un permis special pentru construcție. Am avut probleme să cumpăr lemnul necesar corabiei, deoarece s-a interzis tăierea pădurilor ca să nu mă oară bufnița pătată. Ce să spun despre Departamentul American al Protecției Pădurilor, Peștilor și Animalelor Sălbatice? Aceștia nu mi-au dat voie nici să pescuiesc, nici să prind păsări. Așa că din soiurile acestea nu aveam cum să aduc niciuna în corabia ta. Tulgherii au format un sindicat puternic și au intrat în grevă. A trebuit să negociez o înțelegere cu Bordul Național al Relațiilor Publice, ca să-i conving să pună din nou mâna pe lucru. Acum 16 din ei s-au apucat de lucru, dar tot n-am încă nicio bufniță. Când am început să adun celelalte animale, am fost dat în tribunal de un grup care reprezintă dreptul animalelor. Aceștia au obiectat asupra cruzimii mele de a izola câte două perechi de animale pentru corabia ta. Tocmai când judecătoria mi-a dat câștig de cauză în acest proces, Agenția pentru Protecția Mediului mi-a trimis o citație prin care m-au oprit în înaintarea construcției corabiei până ce le voi duce un studiu amănunțit despre impactul asupra mediului înconjurător în zona unde vrei tu să faci potopul. Și să știi că aceștia nu sunt deloc încântați de tine, mai ales că nu le-ai dat jurisdicție și asupra cerului. După acest incident, Corpul de Inginerie al Armatei mi-au cerut o hartă amănunțită asupra ținutului unde ai propus potopul. Chiar acum eu le-am trimis globul să vadă, așa cum ai instruit tu. O altă problemă pe care încerc să o rezolv în aceste zile este legată de plângerea făcută de către Comisia pentru Oportunități Egale, care m-au acuzat de discriminare, că nu vreau să iau în corabia mea ateiști și păgâni. Departamentul pentru Colectarea Impozitelor, IRS-ul, mi-a confiscat toate bunurile, acuzându-mă că eu vreau să construiesc corabia ca să fug din țară să nu plătesc taxe. Agenții guvernamentale ai trezoriei americane m-au amendat pentru că nu am înregistrat corabia ca un vas de agrement pentru familie. În final, Uniunea Americană pentru Libertățile Civile, ACLU, a cerut Curții Supreme a SUA să dea dispoziție pentru oprirea definitivă a construirii corabiei, argumentând că din moment ce Dumnezeu vrea să aducă potopul pe pământ, acest act este un act religios și, prin urmare, neconstituțional într-o țară democrată. Așa că, tu vezi bine, Doamne, eu nu pot să termin corabia nici în 5-6 ani. După această cuvântare, Noe a tăcut. Cerul s-a limpezit de nori, soarele a început să strălucească,
iar mările s-au liniștit. Un curcubeu s-a arătat pe cer, iar Noe și-a recăpătat speranța. Ce faci, Doamne? Nu mai distrugi pământul? A întrebat Noe. Nu, a răspuns Domnul cu tristețe. Nu trebuie să îl distrug. L-au distrus guvernanții voștri. Cam așa se întâmplă. Cu mulți care ascultă cuvântul, cunosc ce se întâmplă, văd ce se întâmplă și amână și întârzie și întârzie. Însă rostul celor învățate aici și prezentate în fața dumneavoastră aici, dumneavoastră, din nou, este ca să dăm slavă lui Dumnezeu pentru înțelepciunea cu care El vede toate lucrurile, coordonează toate lucrurile. Și pentru aceste vremuri din urmă, să încurajăm biserica să stea aproape de Domnul ei. Aproape de Domnul ei. Pentru că lucrurile acestea pe noi nu trebuie să ne ia prin surprindere, lucrurile acestea fiind cunoscute, cum zice Apostolul Petru, ce fel de oameni ar trebui să fim noi, printr-o purtare sfântă și evlavioasă, grăbind venirea Domnului nostru Iisus Hristos. Pentru dumneavoastră care ați auzit acest cuvânt și care va fi înregistrat și care îl puteți urmări pe internet, pe CD-uri, pe casete, de asemenea, manuscrisul meu va fi acolo pe internet și îl puteți download, cei ce sunteți departe de noi, intrați în posesia lui, multiplicați-l, trimiteți-l în toate părțile, pentru că biserica Domnului trebuie să știe și românii noștri trebuie să cunoască. Mulțumesc Domnului pentru posibilitatea de a sta în fața noastră, mă rog Domnului pentru fiecare dintre noastră și mă rog Domnului ca adevărul cuvântului său să ne facă oameni mai credincioși și mai aproape de Domnul. Amin.